Președintele Statelor Unite crede că Putin se lasă. Nu are cum să mai ducă multă vreme războiul și pur și simplu se va lăsa. Vom vedea declarația lui Joe Biden și o vom comenta împreună cu invitații noștri. Generalul Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA în Europa, spune că NATO trebuie să se pregătească pentru război. Pentru că în acest moment organizația este nepregătită, indică locurile sensibile și deja se comentează detaliile noilor planuri de apărare ale NATO. Se vorbește despre țările care ar sări imediat în apărarea celor care se află pe flancul estic în cazul în care ar exista un atac al Rusiei. Din start vă spunem că pentru Polonia ar sări Statele Unite, pentru Lituania ar sări Germania, pentru România ar trebui să sară Turcia. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple, am simplificat masiv, dar în mare despre asta este vorba și se comentează foarte mult că dintr-o dată Marea Neagră, din punctul de vedere al securității NATO, arată într-un fel și cu totul altfel arată Marea Baltică. Și încă o informație foarte importantă ține de felul în care în armata rusă au pornit epurările, pentru că de la generalii Surovikin și Gerasimov, acum au ajuns la general de rang mult mai jos, mai mic. Sunt generali care, de exemplu, în discuțiile foarte contundente cu șefii lor, s-au declarat dispuși să meargă să trateze direct cu Putin. De aici și spaima. Păi cum? Toți generalii armatei ruse vor vrea să trateze direct cu Putin pentru rotația trupelor, de exemplu? Intrăm în detalii. Vă reamintesc care sunt invitații noștri: Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, Ion Meioniță, redactor șef Istoria, George Scutaru, directorul New Strategy Center, fost consilier prezidențial. Bună seara, George Scutaru! Bună seara, vă salut! Au ieșit mai bine țările nordice din summitul NATO de la Vilnius decât noi aici, la Marea Neagră? Păi, aderarea Finlandei și parcursul Suediei ca membru cu drepturi depline, care se va finaliza din punct de vedere tehnic anul acesta, arată că practic Marea Baltică este un lac NATO, ca să spun așa. Și e foarte bună exprimarea lui Ian Brzezinski, unul din mari gânditori americani în domeniul strategiei. Este o diferență de abordare. Dacă în zona baltică polonezii cu baltici acționau unitar până acum și acum vor avea și suportul Suediei și a Finlandei, în Marea Neagră ne confruntăm cu, de multe ori, cu o lipsă de coerență între aliații NATO, mă refer la Bulgaria, Turcia. Din considerente istorice, de multe ori Bulgaria a avut o altă atitudine, Turcia știm foarte bine că are o politică, hai să spunem, ambivalentă față de Rusia. Și de multe ori România a trebuit să acționeze singur și de foarte multe ori să bazeze numai pe americani. De aceea este foarte importantă pentru noi prezența Statelor Unite să vedem dacă până la sfârșitul acestui an, în sfârșit, America își va asuma o politică predictibilă și pe termen lung privind Marea Neagră. Este vorba de acea inițiativă legislativă a senatorilor Shaheen și Mitt Romney dedicată unei strategii a Mării Negre. Într-adevăr, există o diferență de abordare. Trebuie însă să fim conștienți și de faptul că este dificil și că avem resurse diferite. De multe ori preferăm să ne comparăm cu Polonia, dar trebuie să vedem cât de puternic este lobby-ul polonez în Statele Unite și cât de puternic este lobby-ul românesc, că de multe ori, să spunem, așa cum am subliniat, trebuie să acționăm singur. Nu avem alți, de exemplu, alți aliați care să susțină asemenea teme, cum ar fi această lege a Statelor Unite dedicată Mării Negre. Turcia nu este deloc fericită cu un asemenea proiect. Bulgaria până în acest moment nu dă semnale că s-ar implica în demersuri de susținere pe canalele sale. Iar Georgia și Moldova nu au capacitatea necesară, Ucraina fiind ocupată cu război. Deci iată o situație foarte clară când România se vede că acționează singură. Ce trebuie să facem în continuare? Trebuie să ne asumăm foarte clar, să trecem de la declarații la fapte. Fiindcă noi dorim și cerem americanilor să treacă de la prezență rotațională la prezență permanentă. România trebuie să-și asume un plan de ceea ce înseamnă host nation support, pentru a facilita, să spunem, prezența permanentă a trupelor americane și vorba de investiții de câteva miliarde și multe zone din România,
așa cum au făcut-o polonezii. Este vorba de a convinge politicieni americani de ce, să spunem, contribuabilul american din Texas trebuie să plătească 7-8.000 de soldați, ca 7-8.000 de soldați americani să fie dislocați în permanență în România. Discutăm de prezența trupei, a spus dumneavoastră Turcia. Nu, în primul rând, cea mai consistentă prezență militară o avem din partea Statelor Unite, avem și un grup de luptă francez, Spania tocmai ce a declarat că vor trimite și ei trupe, dar pentru confortul nostru, noi trebuie să avem în primul rând angajați pe americani, să avem un angajament solid din partea americanilor privind participarea lor în România. Dau semnale, dar în același timp trăim, să spunem, tot timpul cu sabia deasupra capului și cu acea temere că acea repoziționare a Statelor Unite spre zona Indo-Pacifică va însemna mai puțină prezență americană în Europa și implicit va însemna și mai puțină prezență americană în Marea Neagră, ceea ce este de evitat. Foarte scurt, o paranteză pentru telespectatorii noștri, pentru că sunt multe furtuni în desfășurare, în mod special dincolo de Carpați. Suntem sub avertizare cod portocaliu de vreme severă dincolo de Carpați, în centrul României, în vestul ei. Și atenție, această avertizare, care e valabilă până mâine dimineață, a fost dublată în ultimele ore de 40 de mesaje de avertizare nowcasting. 5 sunt de cod roșu, 30 de cod portocaliu și 5 de cod galben. Cele mai importante dintre cele de cod roșu și care sunt în continuare valabile sunt avertizările din Harghita, Vâlcea, Caraș-Severin și Timiș. Paranteză închisă. Domnule profesor, domnule ministru, vă rog. S-a supărat natura pe prostia umană și uite, pedepsa. Și eu aș vrea să-l salut pe domnul Scutaru, cu atât mai mult cu cât centrul domniei sale a împlinit recent 8 ani de zile, New Strategy Center, și cu rezultate foarte bune din perspectiva mea. Ca să fiu foarte deschis, eu cred că amenințările la Marea Baltică sunt și puțin mai sofisticate decât cele la Marea Neagră, pentru că în orice ar întreprinde în Marea Neagră, teoretic vorbind, să sperăm că nu vor face, Rusia intră în coliziune cu Turcia, în mod categoric. Ori în viitorul previzibil nu-i văd încercând, adică mi se pare mult mai probabil să încerce destabilizarea țărilor baltice, a Poloniei sau României pe alte căi, a Ucrainei, a Republicii Moldova. În schimb, la Marea Neagră e adevărat că prezența americană, sau mai bine spus, atenția americană, poate că nu e la fel de puternică precum este la Baltica, dar și pericolele potențiale la adresa țărilor baltice și ale Poloniei sunt mai mari decât la adresa Mării Negre, cel puțin în aparență. Dumnezeu știe, noi vorbim acum pe datele pe care le avem, dar Rusia oricum e impredictibilă. Dar orice ar face la Marea Neagră, Rusia intră în coliziune cu Turcia și nu văd ce interes ar avea în momentul de față. Să vedem ce se va întâmpla cu acel traseu al cerealelor, în care Turcia s-a investit cu bune rezultate, adică o bună parte din comerțul ucrainean a beneficiat de pe urma acelui acord. Putin amenință periodic că nu va mai semna prelungirea lui. Pe de altă parte, Erdogan și Turcia bănuim că vor încerca pe mai departe să medieze în acest sens. Și vom vedea rezultatele. În fine, să vedem ce... Altfel, eu sunt convins că acest summit a fost din multe puncte de vedere un succes. Cred că era, nici măcar domnul președinte Zelenski nu se aștepta ca Ucraina să intre în aceste condiții, în acest moment, în NATO ca membru. A și spus-o. Finalmente a și spus-o. Dar hai să fim serioși, a spus-o domnul Joană de acum 2 săptămâni, cred. Nu numai în interviu cu dumneavoastră, dar a spus-o mai dinainte, a spus-o Stoltenberg, a spus-o toți. Biden. Evident, Biden nu mai discutăm. Dar altfel, pe de altă parte, Ucraina niciodată n-a fost, aici Stoltenberg avea dreptate, niciodată Ucraina n-a fost mai aproape de NATO decât în acest moment. Plus această forță de 300.000 de oameni, care nu e enorm, dar e, cum să spun, o forță considerabilă. Când va fi ea, unde va fi ea, cum va fi ea, sigur că e o discuție întreagă, dar se discută deschis și transparent despre o forță de 300.000 de oameni care să facă fața amenințărilor dinspre Rusia. E o schimbare de paradigmă, domnule Prelipceanu, aproape că nu vine să cred. Adică, vă dați seama, eu însumi am participat la ședințele Consiliului NATO-Rusia. Te-ai fi gândit că va veni vremea în care să ne declarăm unii pe alții război? Ori acum, în mod evident, NATO a spus care sunt pericolele previzibile, Rusia și terorismul. De ce?
Vezi ce a făcut după 2014 Rusia. Și adăugăm două elemente, sunt practic cele mai comentate imagini de la summitul de la Vilnius. Prima e felul în care Joe Biden i s-a adresat lui Volodymyr Zelensky, președintelui Ucrainei, în conferința de presă. Toată lumea a comentat că nu i-a mai spus Volodymyr, i-a spus domnul Zelensky, asta una. Și a doua, imaginea în care Zelensky este primit ca un star rock și acolo împreună cu toată lumea bună este și Erdogan. Erdogan este chiar lângă Joe Biden. Deci revenirea acasă a lui Erdogan ne aduce mai aminte, am și comentat aici intens scurt-circuitul care a existat la începutul summitului între lider și Zelensky. Dar lucrurile par să se fi lămurit. Da, legat de această discuție Marea Baltică, Marea Neagră, rezolvarea Marea Baltică a venit din Marea Neagră. Pentru că Turcia a acceptat chiar înainte de începerea summitului să deblocheze parcursul Suediei, pe care îl bloca din rațiuni pe care le știm și le-am discutat de atâtea ori. Nu cred că este o debalansare, eu cred că, și nu cred, principala forță acum numerică în România este a Statelor Unite, a soldați. Franța, dar să nu uităm Marea Britanie. Marea Britanie are, conform planurilor pe care și le-a făcut în comun cu România, va aduce 2000 de militari care vor fi permanent în România. Sigur că discutăm cuvinte permanent. Nu sunt permanent, dar sunt tot timpul. Adică sigur, vin, pleacă, dar ei sunt tot timpul. Nu sunt găuri, nu sunt momente în care, domne, unde sunt? Păi e schimbul, unul a plecat în America și schimbul doi n-a venit. Nu, ei sunt permanent, sunt tot timpul aici, dar se rotesc între ei. Deci prezența este foarte semnificativă, va și crește în continuare. Bineînțeles, aliații sunt foarte interesați de Marea Neagră și de creșterea capabilităților navale în Marea Neagră, dar bineînțeles, aici trebuie să ținem cont de context. Marea Baltică e mai simplă din punctul ăsta de vedere, pentru că există acel bloc de state baltice, scandinave acum, iată, cu Polonia, care practic închid Marea Baltică. Nu se poate ieși din Golful Finic. Pe când aici, în Marea Neagră, Turcia joacă cum joacă cu Rusia și, într-adevăr, este forța principală la Marea Neagră, care are greutatea respectivă de a-și promova și politicile, dar și de a fi foarte atentă la alte puteri care ar vrea să fie prezente în Marea Neagră. Și de aceea se uită cu foarte mare atenție la această lege și această strategie pe care America o construiește în Marea Neagră, dar America, eu cred că este foarte conștientă și a dat toate semnalele legate de importanța strategică a Mării Negre, dacă ne referim exact, cum spuneați mai devreme, și la contextul cerealelor ucrainene, faptul că blocajul pe aceste trasee poate duce la o criză alimentară globală, pe care nu o poate controla nimeni la nivel mondial. Și la sufocarea Ucrainei economică. Și sufocarea Ucrainei. Dar vă gândiți, dacă ai state din Africa, Asia, care încep să sufere direct populații de foame, cine mai poate să mai controleze stabilitatea la nivel global? Deci e clar că aici cred că atenția va rămâne foarte mare, indiferent ce se întâmplă pe alte. Și încă un lucru ați văzut, referitor și la, evident, China și relațiile cu Statele Unite. Ofensiva diplomatică extraordinară, chiar în timpul summitului și înainte de summit, a Statelor Unite, care a trimis oameni de la cel mai înalt nivel în China pentru a discuta, de la secretarul Trezoreriei la ministrul de externe, secretarul Departamentului de Stat. Despre trei scenarii, cum se va termina războiul, vorbește Mihailo Podoliac despre asta, este consilier al președintelui Zelensky. Care sunt cele trei scenarii, deci, ale ucrainenilor pentru finalul războiului? Vom vorbi despre ele imediat. Înainte, scurtă privire asupra, ce mai face propaganda? Scurtă privire asupra propagandei de la Moscova și ce crede Joe Biden despre posibilitatea ca Putin să apese butonul nuclear. Iată ce se vorbește la televizor la Moscova.
у вас в Украине сейчас нет иного выхода, кроме как договариваться с Россией. Потому что мы друг друга можем еще понять. Вот эти договоренности могут какое-то иметь дело. Потом уже с Западом. Но только вы сформулируете позицию. Если вы думаете, что вы будете дальше играться, дайте нам оружие, примите нас туда, то вы должны сейчас понять. Оружие они вам дадут, людей они погубят украинских, мы вынуждены будем за свою безопасность бороться. Ничего вы не получите, если вы не договоритесь с нами. Их же заманили розыгрыш этой атомной карты, атомной станции. Ну что? И они ощутили эту опасность. Собственной кожи. Вот все они в черных костюмах, все они с этими ужинами, они прекрасно понимают, что если это взорвется, Запорожская станция. И, значит, слова Медведева, может быть, кто-то оценивает как какое-то лихачество. Ну, а у нас другого выхода не останется. И что тогда от Европы останется? Наконец-то они это поняли. Они понимают только язык силы. И вот меня генерал, иногда мы с ним разговариваем, я с уважением к нему отношусь. Ну, вот не надо вот говорить о выходе из... Значит, соглашение об испытании ядерного оружия. А я все время говорю, только это и может их испугать. Nu avem altă cale de scăpare. Asta este expresia folosită de domnul care ședea cu părerea la televiziunea de la Moscova. Nu cred că se pune problema ca Putin să folosească armele nucleare, spune Joe Biden. Atât Occidentul cât și China și restul lumii l-au avertizat să nu aleagă această variantă. Nu cred că Rusia poate purta acest război pe termen lung pentru că a rămas fără resurse, spune Joe Biden. Aș zice că e pentru prima oară când ne spune un oficial occidental, ne liniștește în privința armei nucleare. Înțelegem că la pachet este și centrala de la Zaporojie, cu care vor rușii să negocieze. Mă rog, retoric, la televizor. Da, nu, cred că e... Dumnezeu știe, dar e o speranță pe care o avem cu toții aceea că Putin nu va folosi arme nucleare. Coroborați în subsidiar faptul că aflăm din când în când, inclusiv în aceste vremuri în care ai spune că orice contact e rupt, că totuși schimb de informații există. Ori mi-imaginez că atâta vreme cât diplomații americani s-au mai întâlnit cu Lavrov, șeful CIA-ului se pare că a avut ceva discuții cu șeful... Tunărâșchin. Da, șeful, mă rog, securității ruse. Nu cred că și-au prognozat vacanțe nucleare. Cred că au încercat pe cât posibil să găsească un teren de discuție. Eu am sentimentul, ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, sper să nu mă hazardez, dar am sentimentul că se încearcă găsirea unei soluții spre a merge încet, încet spre un final acestui conflict. Din mai multe argumente, unele de ordin politic, altele de ordin militar, altele de ordin, hai să zic, cultural, în sensul în care probabil la un moment dat linia frontului, cum a mai zis-o domnule Prelipceanu, inclusiv în emisiunea dumneavoastră, la un moment dat linia frontului s-ar putea să coincidă cu o linie de asta, să zicem, etnică din estul Ucrainei. Altfel, e normal ca președintele Zelenski să ceară maximal eliberarea Crimeii, alungarea tuturor rușilor, soldaților ruși din țară, recuperarea copiilor care au fost duși. Dar o bună parte dintre aceste subiecte, să știți că ar putea fi și prilejul unor negocieri post-armistițiu. Această problemă a copiilor e reală. Dar eu văd mai curând rezolvată după un armistițiu decât înainte. Problema Crimeei, iarăși, sunt atât de multe lucruri care se pot discuta în legătură cu Crimeea. Rămâne problema furnizării de armament, a avioanelor. Toată lumea vorbește de piloții pe care i-am putea pregăti pentru Ucraina, dar întrebarea mea ca neofit în domeniu și de-abia aștept să mă întâlnesc cu domnul Bălăceanu sau unul dintre bunii noștri generali pe care îi aveți și deseori invitați. De unde, Dumnezeu, vor decola avioanele astea F-16 în eventualitatea în care li se vor da Ucrainei? De unde vor decola? Pentru că ucrainenii nu prea mai au piste în măsură să le asigure. Rușii înșiși au spus, Putin a spus că în Ucraina acum nu există niciun fel de infrastructură pentru F-16. Păi și atunci ce s-ar întâmpla presupunând că unele ar decola din Polonia? E o întrebare. E o întrebare. Și nu e ușoară. Da. De asta mă gândesc că dincolo, adică toate aceste furnizări de muniții, bunoare, bombele cu dispersie, furnizările de piloți F-16, eventual avioane F-16,
atac, cum se cheamă, rachetele alea, atac SM, toate ar putea fi piese dintr-o negociere la un moment dat. Rușii când discută despre Zaporoje, și asta ar putea fi piesă dintr-o negociere. Deci, câtă vreme aflăm despre astfel de discuții în subsolul a ceea ce e vizibil, eu cred că, dincolo de orice ar declara acești propagandiști pe la televiziuni, că nu ei, din fericire, nu ei fac linia politică, eu cred că pericolul unui război nuclear e deocamdată mic. Așa ajungem la cele trei scenarii pentru finalul războiului. Sunt scenariile ucrainenilor despre care vorbește Mihailo Podoliak, este consilierul președintelui Volodymyr Zelensky. Primul scenariu, victorie. Și atunci va exista Ucraina, spune Podoliak. Va domina regiunea. Și există câteva detalii pe care le adaugă, pe care vă voi propune să le comentați. Al doilea scenariu, pierdem, clar. Pierdem războiul, spune Podoliak, adică Ucraina pierde. Ucraina va muri în câțiva ani. Nu va mai exista. Există și un al treilea scenariu în care nu pierdem, spune Podoliak, dar va exista o linie de demarcație ca la Minsk 3, un fel de Minsk 3, spune el, pardon. Veți muri foarte lent, dragi ucraineni, veți fi conectați la aparate care vă vor ține în viață. Numai așa veți rămâne în viață. Dar, de fapt, Ucraina nu va mai exista. Și, George Scutaru, Podoliak spune așa, în cazul unei victorii, va exista o zonă demilitarizată cu Federația Rusă, în zona respectivă va exista interdicția unor rachete cu o anumită rază de acțiune, iar după aceea trebuie să existe un summit pentru controlul armelor nucleare din Federația Rusă. Observația pe care am făcut-o cu toții, sunt curios care va fi comentariul dumneavoastră, este că apar aceste detalii care cu siguranță au fost discutate de foarte multă vreme, dar acum sunt și anunțate public. Este ca și cum cineva s-ar fi gândit foarte bine și ar fi așezat toate piesele puzzle-ului la locurile lor. Cum e? Păi, Podoliak invocă trei scenarii. De fapt, sunt două, fiindcă și al treilea scenariu, un acord de tipul celui de la Minsk, în final este repudiat. Atâta timp cât face referire metaforic la ținerea sub aparate a Ucrainei, de fapt la o moarte lentă. Atâta timp cât Rusia va menține Crimea, oricând, cu Putin sau fără, Rusia va mai putea lansa un atac asupra Ucrainei peste 2 sau 10 sau 20 de ani. Aceasta este marea temere a Ucrainei. În acest moment, dincolo de aceste declarații, niciunul dintre beligeranți nu-și dorește o soluție diplomatică, încercând să obțină în plan militar cât mai mult, astfel încât la masa negocierilor, vedem când vor avea loc într-adevăr, să poată obține cât mai mult. Și declarația președintului Biden aș înscrie-o tot într-o logică electorală. Ne gândim că, practic, în politica externă este implicarea cea mai mare din partea administrației democrate. El trebuie să arate forță și faptul că anunță că Putin în curând va renunța la acest război ar trebui, să spunem, interpretat într-o notă internă mai mult. Sincer, nu cred că Putin dă semne că încetează acest război. Toate declarațiile pe care Putin și le-a asumat arată că obiectivele operațiunii speciale, cum numește el, nu s-au schimbat. Iar obiectivul războiului a fost distrugerea Ucrainei. Deci el nu dă semne că, din contră, nu vedem absolut nimic că se întâmplă. În momentul de față, chiar și aceste epurări arată dorința sa de fidelizare a corpului ofițeresc prin metode de teroare, care sunt practicate în societatea sovietică și rusă. Și, din contră, discuțiile care au loc, să spunem, între șeful sever spionajului rusesc și șeful CIA-ului, sunt acele linii de comunicare care sunt menținute și între militari și între serviciile secrete, tocmai pentru a evita niște greșeli, niște gesturi care să fie interpretate altfel, cât de mult au dorit, să spunem, americanii să dea un semnal că, într-adevăr, n-au fost implicați în această rebeliune a lui Prigojin și n-au fost în spatele ei. A fost un narativ care a fost prezent la Moscova. Și, de asemenea, să evite cel mai negru scenariu, folosirea armei nucleare de către Rusia, chiar și a unei arme nucleare tactice, fiindcă, în acel moment, Statele Unite ar trebui să riposteze. Gândiți-vă ce a însemnat, practic, declarația lui Obama, să ne aducem față de Siria, aminte, da? Când a lansat o linie roșie la adresa regimului Assad, acea linie roșie care a fost trecută, Assad a folosit armament chimic împotriva propriului popor,
Iar lucrul acesta a afectat foarte mult credibilitatea Statelor Unite în Orientul Mijlociu, inclusiv în Israel, un aliant important al Statelor Unite. Deci, practic, Statele Unite vor fi puse în această dilemă. Pentru mine a fost foarte clar ce, mai ales atitudinea în timpul, sau imediat după revolta lui Prigojin. Știți, uneori se lasă impresia că există de preferat impredictibilitatea predictibilă a lui Putin, ca să spun așa, și pare un joc de cuvinte, decât impredictibilitatea impredictibilă a unui om precum Kadyrov sau unui om precum Prigojin. Deci cred că în Occident teama de a negocia cu 15 feudali locali care să trezesc stăpâni peste noapte, peste un arsenal nuclear, este cel mai mare coșmar pentru Occident. De aceea este foarte dificil să găsești acea linie de mijloc, cât pui presiune pe Putin, cât ajuți Ucraina, dar în același timp să nu provoci un colaps al statului rus care să te aducă în situația să nu știi cu cine mai negociezi stabilitatea nucleară. Deci, din perspectiva aceasta, este foarte important să spunem acest dozaj și v-ați referit la negocieri. S-a discutat de garanții de securitate. Ce rol va avea România în aceste garanții de securitate? Fiindcă noi nu vorbim, emisiunea dumneavoastră nu se desfășoară la Lisabona și noi nu suntem patru portughezi care discutăm despre conflictul din Ucraina. Măcar prin proximitate, prin rolul pe care îl joacă România pe flancul estic, ar trebui să ne punem problema care va fi rolul României în aceste viitoare negocieri și viitoare garanții de securitate pentru Ucraina. Și mai ridic un aspect, un lucru foarte important pentru securitatea României. Va putea România, va avea forța necesară ca să pună problema unor garanții de securitate pentru Republica Moldova la pachet când se vor discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina? Adică nu putem fi indiferenți ce se întâmplă în Moldova. Vom reuși în condițiile în care Rusia va pierde acest război să putem să negociem, să punem problema retragerii trupelor din Transnistria împreună cu Ucraina și cu americane, de exemplu? Ar trebui să avem niște discuții la nivel intern, să ne pregătim pentru un asemenea scenariu. Când se vor începe? Fiindcă discuțiile despre garanții de securitate se pornesc. Vedem că nu a fost făcută o invitație explicită pentru Ucraina. Practic nu vom ști când va fi invitată Ucraina, dar în același timp se discută despre garanții de securitate. Unde se va afla România în acest proces? Ce va însemna aportul României? Încă repet, nu discutăm de Spania sau Portugalia, discutăm de România, discutăm de Polonia, care sunt cele mai importante state de pe flancul estic, neluând în considerare Turcia, dar cu siguranță suntem cei mai apropiați de americani și cei mai apropiați politic și militar de Statele Unite. Deci lucrurile acestea ar trebui să preocupe și România, să ne gândim care va fi rolul nostru într-o asemenea arhitectură de securitate post-război, care se încearcă să se creioneze de pe acum, cum spunea domnul ministru Cioroianu. Oamenii se gândesc la asemenea aspecte, nu foarte vocal, nu public, dar este clar că sunt asemenea discuții. Și România ar trebui să fie parte la ele, măcar prin proximitate față de Ucraina. Nu este un război care să ne fie indiferent. Și repet, măcar pentru ceea ce înseamnă Republica Moldova pentru noi și interesele de securitate ale României. La Vilnius știm că G7 i-a oferit Ucrainei garanții de securitate pe termen lung. Despre Polonia nu s-a mai discutat, deși înțelegeam că Polonia ar fi dispusă să intre în acest concert. Despre România, vorba domnului Scutaru, silence radio, nu știm nimic. Bun, dar vedeți, discuția despre garanții de securitate este similară intrării în NATO. Da. Pentru că asta înseamnă NATO, garanția de dintr-o securitate dată, garanția ar fi oferită de toți aliații. Da. În principiu, toți pentru unul, unul pentru toți. Deci dacă ofer garanții de securitate bilateral, oferă Statele Unite. Cine poate oferi garanții de securitate? Statele Unite, evident. Și alții, normal, aliații NATO. Sau Ucraina păstrează calea deschisă și se apropie de NATO conform tuturor celorlalte state care, din comunism, au evoluat și au intrat în Organizația Atlanticului de Nord. Deci e o discuție extrem de importantă, într-adevăr, ceea ce spune și George Scutaru, să gândim scenariile cu termen foarte lung, numai cele pe termen mediu, legate de ce înseamnă garanțiile de securitate, pentru că nu mai vedeți marea greșeală care s-a petrecut în 1994, când Ucraina a renunțat la arsenalul ei nuclear și a semnat o hârtie cu Rusia și
care n-a rezolvat nimic, pentru că a rămas o hârtie, pentru că nu avea garanții de securitate. Acolo era o declarație. Vom respecta integritatea, independența și suveranitatea Ucrainei. Și la revedere. Iată că din 94 până în 2022 sau 2014 lucrurile s-au schimbat radical. Și Ucraina a fost invadată, a fost atacată în ciuda acelei bucăți de hârtie. Deci nu poți să te joci cu lucrurile astea. Garanțiile înseamnă garanții, într-adevăr. Înseamnă că eu te apăr. Asta înseamnă garanția de securitate. Și cred că România este într-adevăr crucială aici și la Marea Neagră și în contextul și Polonia, evident, și ca partenerii importanței Statelor Unite ale Americii, a căror prezență este pe termen lung în România și ne referim și din punct de numai militar cu tot ce aduce în România, dar mă refer și la dezvoltarea economică, pentru că proiectele pe care America le-a anunțat sunt la fel de importante, legate de dezvoltarea energiei nucleare și așa mai departe. Pentru telespectatorii noștri, garanții sunt cei care sar ca arși atunci când cei pentru care garantează sunt atacați. Da, dar să știți că Ucraina chiar a primit garanții, a primit garanții de susținere. Da, o funcție, acum. De susținere. Da. Da, și de sprijin. Și de sprijin. Evident. Nimeni nu le poate garanta securitatea că înseamnă într-adevăr, cum spunea domnul Ionuță. Nu, dar însemna să fii membru NATO. Dacă îți garantăm securitatea, de ce să nu te primim? Dar garanții pentru susținerea efortului de război a primit de la G7, de la americani, NATO nu s-a ascuns nicio clipă. Și la nivel maxim. Adică e limpede că lumea occidentală a dat din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult Ucrainei, cu rezultate până acum bune, pentru că în opinia mea foarte sincer și deschis, Vladimir Putin a pierdut acest război. Din a 6-a, 7-a zi a conflictului, conflictul a fost pierdut de Rusia. Ucraina este reconstruită identitar, a căpătat o motivație fenomenală, atacată fiind o motivație de a-și regăsi o unitate din toate punctele de vedere și o identitate națională, așa încât cât de dramatic ar fi acest război și este, și Ucraina este o țară afectată, lovită, populația dislocată, morții, dar din acest punct de vedere eu cred că Putin a creat noua Ucraina. Ori asta nu era ceea ce își dorea inițial. Pe de altă parte, Putin, sigur că nici nu poți să-i dai avantajul dacă spui bună oară, vom primi Ucraina în NATO când se va termina războiul. Păi iertați-mă, războiul între cele două Corei nu e terminat de 70 de ani. De 70 de ani. Ar fi o capcană. Ar fi o capcană, pentru că la infinit nu s-ar semna un armistițiu, chit că s-ar îngheța acolo. Doar exact ca să nu se ajungă în momentul... Exact cum spune Podoliac. Dom'le, ce înghețat? Ori, din păcate, în logica lor, asta funcționează. Nu știu dacă este o logică de război sau este propagandă, pentru că, în egală măsură, președintele Zelenski sau Podoliac, trebuie să-și mențină poporul în priză. Sigur. E limpede, deci și noi, dacă am fi în locul lor, am face același lucru. De altă parte, probabil că nu vor obține maximal tot ce își doresc. Dar Ucraina există. Acea țară despre care Vladimir Putin spunea că e o ficțiune, că oamenii ăștia nu-și dau seama că sunt ruși. Ucraina există și au demonstrat-o trăind, murind, luptând și rezistând una peste alta. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că summitul a fost o lucrare foarte fină, cum spunea și George Scutaru, între ceea ce se poate și ceea ce ne dorim. Există o diferență între posibilități și dorințele noastre, dar cred că s-a găsit o medie bună și Zelenski s-a întors acasă în egală măsură satisfăcut. Și s-a comportat acolo ca membru dintr-o familie. Adică ați văzut cum a fost primit soția lui, el. Până la urmă, e, din punctul ăsta de vedere, prin el, Ucraina este integrată în lumea occidentală. În lumina ceea ce spuneți, un mic moment al întâlnirii dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei, în care Joe Biden, întrebat de un jurnalist, cred că era cameraman, și după ce se termină războiul, când, în câtă vreme va intra Ucraina în NATO, Joe Biden, râzând, spune într-o oră și 20 de minute. Probabil că era doar o glumă și nimic mai mult,
pentru că ne-ați explicat că asta este o mare capcană, se stabilește acest jalon. Absolut. Are simțul omului. Joe Biden să recunoaște în care simțul omului. A ieșit din situație spunând o oră și 20 de minute. Acum, despre rebeliunea generalilor, în cele câteva minute pe care le mai avem la dispoziție, trebuie să vorbim despre cum tot dispar general din armata rusă. Asta după rebeliunea lui Prigojin. Închipuiți-vă că există un general de care n-a auzit nimeni, probabil rușii ori fi auzit, Ivan Popov se cheamă, este comandantul armatei a 58-a. Generalul Ivan Popov i-a trimis un raport lui Gerasimov în care i-a spus trebuie să rotim trupele din Ucraina, nu se poate, ăia care sunt pe front sunt foarte obosiți, ceilalți nu au intrat deloc în luptă, trebuie rotite trupele. Gerasimov îi spune nu, este imposibil. Iar generalul Popov, după ce îi trimite raportul și primește răspunsul negativ, cere neapărat să se vadă cu Gerasimov și îi spune în față, dacă nu ești tu în stare, mă duc eu și rezolv problema cu Putin. Uh-huh. Și atunci Gerasimov îngheață și decide să îl destituie pe general. În public a fost anunțat motivul, se spune despre acest general că a intrat în panică și că nu e ce ar trebui să facă un general într-o situație de război. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea este și dacă sunt mai mulți popovi care ar vrea să trateze direct cu Putin pentru că s-au săturat de Gerasimov și Șoigu? Sunt efectele în cascadă ale rebeliunii lui Prigojin. Pentru că el a atacat în forță o stare de lucruri de acolo și i-a acuzat pe cei doi inamici personale ai lui de tot ce se întâmplă, de incompetență și de starea în care se află frontul în Ucraina, iată, după un an și 5 luni, nu? De când a început războiul. Evident că și cei de dedesubt se confruntă cu aceleași probleme și încrederea este, cred că, la nivel foarte mic în comandament. E una dintre marile probleme și atunci, în asemenea sisteme, te duci la șeful suprem. Uh-huh. Încerci să rezolvi acolo problema. Deși nu are nimeni soluțiile, dar așa funcționează psihologic. Mă duc la șeful și va rezolva el lucrurile. Evident că cei care se simt vizați de o nouă slăbire a autorităților reacționează cât se poate de dur, încercând să înlăture astfel de amenințări. Așa funcționează acest tip de sistem, mai ales după ce s-au văzut această rebeliune, care, iată, nu și-a terminat efectele. Este un efect de seism, de replici în continuare, pentru că, vedeți, acolo n-a lămurit nimic din ce s-a întâmplat. Nu știe nimeni. Nu referitor la o înțelegere, o înscenare, ci la soarta adevărată al unor personaje principale din acest joc, care a fost un joc pe muchie de cuțit până la urmă și a afectat direct puterea președintelui rus și în ochii structurii de comandă, dar și în ochii populației. Ați văzut totuși cum erau pe străzile din Rostov și aplaudau, tocmai pentru că simțeau că este o problemă legată în ceea ce se întâmplă cu forța armatei ruse. Adăugați la toate veștile astea și efectul psihologic pe care îl are informația că ucrainenii au deja muniția cu dispersie pe care sunt gata să o folosească pe front și se pare că deja sunt unde de șoc în rândul soldaților ruși și vorbesc chiar generalii despre muniția pe care o au ucrainenii și pe care ei rușii nu o au. George Scutaru, comentariul dumneavoastră. Bun, mai a apărut astăzi informații conform cărora 13-15 generali ai sursele diferă sunt fie arestați la domiciliu, fie au fost demiși. Deci epurarea continuă. Rusia are o tradiție, până în al doilea război mondial, mare parte din corpul de comandă, inclusiv mareșalul Tuhacevski, au fost puși la zid, alții au fost scoși din lagăre, reabilitați, precum Rokossovski. Deci putem să ne trezim că, surprinzător, peste 2 săptămâni Surovikin apare, îl putem vedea public reluându-și postul. Ne confruntăm în acest moment cu epurarea cadrelor militare, care sunt bănuite că ar fi fost de partea lui Prigojin. Iar de asemenea, să știți că există mentalitate, avem o verticală de putere, așa se numește la Moscova, actualul sistem în care totul se centrează, se duce la lider. Există această speranță că până la urmă
Putin, țarul, prim-secretarul va rezolva problema. În același timp, faptul că apar informații și că acest general critică comanda, îi dă și posibilitatea lui Putin ca în final, dacă lucrurile merg prost și până la urmă vom vedea, fiindcă există un tempo din ce în ce mai accelerat al ofensivei ucrainene și apar tot mai multe informații. Astăzi, de exemplu, se calcula, se spunea că cât au eliberat ucrainenii, 250 de kilometri pătrați într-o lună, atâta a reușit Rusia în 6 luni de zile. Deci dacă lucrurile se vor înrăutăți pe front pentru Rusia, este foarte mare posibilitatea ca să vedem și pe Șoigu demis și pe Gerasimov, șeful statului major, pe Gerasimov, astfel încât, practic, Putin să culpabilizeze vârfurile armate, să spună într-adevăr, aceștia sunt vinovații, să ne trezim că după asta va numi alte persoane. Important e pentru Putin să-și mențină o minimă credibilitate din ce în ce mai afectată. Vedem totuși cât de prost a reacționat pentru imaginea sa după rebeliunea cu Prigojin. El trebuie să arate în același timp și forță. Încearcă să pozeze și în Tatăl Națiunii și au fost imagine pe care le-a spus și astăzi cu acea fată din Dagestan, dar să arată și forță, chiar dacă forța în Rusia se manifestă prin teroare. Iar faptul că sunt 13-15 generali care sunt demiși sau arestați la domiciliu, sunt puși la dispoziție, asta arată, să spunem, că este doar începutul. Iar obsesia lui Putin pentru trădare se va continua. Deci asta este caracteristic oricărui dictator, orice dictator se teme de o lovitură de stat, să nu fie otrăvit, să nu fie asasinat de cei din jos. De când am intrat în emisie, a picat vestea că poliția a descoperit un azil ilegal de bătrâni în județul Teleorman și brusc localnici, adică oamenii din zonă, și-au adus aminte că de mai multă vreme aud zgomote, sunete, țipete din respectivul azil. Ultimele informații imediat cu Oana Zanfir. Seara bună!